Ce părere ai despre Asociația Speranță pentru România? Aceasta este întrebarea la care căutăm un răspuns în această seară, alături de Marian, tatăl Cristinei Lefter, aici în București. Marian, cum ai cunoscut Asociația Speranță pentru România? Asociația Speranță pentru România am cunoscut-o pe Facebook. Acolo am deschis o pagină pentru îngerașul meu, Cristina. Fără ajutorul oamenilor de acolo nu puteam face față acestui necaz care este pe fetița mea de 4 ani jumate și până acum am făcut 8 injecții cu celule stem și injecții. Lună de lună kinetoterapie. Zi de zi kinetoterapie, că de un an jumate noi n-am mai fost internați cu această boală de COVID. Am stat și a trebuit să plătesc kinetoterapeutul la domiciliu. Trebuie în fiecare zi să-i fac kinetoterapie. Cât costă pe lună tot? Kinetoterapia cu legopedie, cu Pampers, cu aleze, cu medicamente, este 5.000 de lei. Îți permiți această sumă lună de lună? Nu mai pot să-mi permit. E foarte mulți ani, a trecut foarte mulți ani și nu mai pot. Cum evaluezi tu relația cu Asociația Speranță pentru România de la începutul campaniei și până în momentul de față? Relația cu colega mea, relația cu asociația în general? Foarte bună. Sunteți niște oameni minunați toți. De câte ori am avut nevoie de ceva, dumneavoastră, asociația dumneavoastră ne-ați ajutat și acum câteva zile a trebuit să-i plătesc kinoterapeutului suma de 4.300 de lei și imediat dumneavoastră, asociația dumneavoastră i-a băgat bani în contul soției mele, 4.300 de lei. Am reușit să facem lucrul acesta cu ajutorul donatorilor noștri și le mulțumim pentru fiecare donație. Urma să pun ultima întrebare, deja tu ai dat răspunsul și întrebarea era dacă ai avut nevoie de fonduri, dacă le-ai cerut și dacă le-ai primit din suma care s-a strâns pentru Cristina pe site-ul nostru Speranță pentru România. Da, le-am primit. Deci imediat când ne-am spus că trebuie să plătesc kinoterapeutul, la câteva ore i-a trimis bani în cont soției mele, asociația dumneavoastră, cei 4.300 de lei care am plătit pe o lună de zile. Pentru fiecare donație, dragii mei, ne vă mulțumim pentru suportul dumneavoastră pentru Cristina și vă rog din toată inima să fiți alături de ea în continuare pentru că are nevoie de noi.